Știați că a existat o cetate a Bucureștilor și că mai există încă? Este vorba despre 36 de forturi imense și baterii intermediare construite la sfârșitul secolului XIX. Acestea au o rețeală de indică de tuneluri și galerii dispuse chiar și pe trei etaje. Cetatea Bucureștilor este acum abandonată în liziera de la marginea capitalei și vă invit să o explorăm împreună. O hartă de la 1900 este singurul indiciu în care apar locațiile forturilor cetății București. Cele 36 de construcții monumentale se află la o distanță de 100 de metri de șoseaua de centură a capitalei, proiectată de altfel odată cu cetatea, împreună cu o cale ferată ce înconjoară și acum orașul București. Astăzi, forturile sunt imposibil de văzut din șosea din cauza vegetației sălbatice, o redută naturală, verde aproape de netrecut, mai ales în cazul forturilor și bateriilor abandonate. Decizia construirii cetății București a aparținut regelui Carol I, imediat după ce România își cucerise independența. La terminarea războiului, în pofida clauzelor armistițiului de la San Stefano și a tratatului de la Berlin din vară, armata țaristă a ocupat sudul Basarabiei, județele Cahul, Izmail și Bolgrad și atunci factorii noștri politici și militari conștientizează că este nevoie de măsuri pentru întărirea capacității defensive a țării. În 1882, generalul Gheorghe Manu este însărcinat să alcătuiască proiectul de fortificare a țării. Acesta propune Ministerului de Război un memoriu. S-a ajuns la concluzia că principalul efort trebuie să fie fortificarea capitalei. Se ia decizia construirii podului de la Cernavod 1890-1895 și realizării unui cap de pod. De asemenea, se stabilește măsuri de fortificare pe Prut și pe Siret și cel mai important lucru, cum s-a numit în epocă, închiderea gâtului focșanilor, respectiv ceea ce cunoaștem noi din istoria artei militare mai recente, poarta focșanilor, Focșan Mămăloasa Galați. Pentru construcția propriu-zisă, Carol I apelează la o somitate în materie, generalul belgian Henri Brialmont. Acesta realizase fortificațiile orașelor Anvers și Liège, celebre la acea vreme. În vara anului 1884 încep lucrările cetății București. Ele vor continua fără întrerupere timp de 2 ani de zile, când în 1886-1887 se întrerup pentru un an și jumătate, pentru că pe plan european apare o substanță, inventată o substanță melinita, care mărea forța distructivă a obuzelor și minelor de câteva zeci de ori. Planurile au fost refăcute, iar lucrările pentru cetatea București au durat până în 1895. În jurul capitalei, pe un perimetru de 76 de kilometri, se construiesc 18 forturi și 18 baterii intermediare, dispuse la o distanță de aproximativ 4 kilometri unele de celelalte. Pentru producerea celor peste 250 de milioane de cărămizi necesare construcțiilor, s-au înălțat fabrici chiar la marginea orașului. 33.000 de militari urmau să formeze garnizoana cetății București. Efortul economic a fost imens. În aceeași perioadă, Bucureștiul își căpăta renumele de micul Paris. Se ridicau simultan, de pildă, Universitatea, Palatul Poștei sau cel al Băncii Naționale. Pentru construirea cetății București s-au cheltuit la acea vreme 85 de milioane de lei. Ca să vă faceți o idee, Palatul de Justiție, ridicat în aceeași perioadă, a costat 8 milioane de lei. Așadar, valoarea a 11 astfel de palate a fost investită în cetatea București. România devenea un stat puternic pe harta Europei. În octombrie 1883, România aderase în secret la Alianța Puterilor Centrale. Astfel, un singur imperiu, cel țarist, mai amenința tânărul stat român. De altfel, cele mai puternice fortificații s-au ridicat în nordul și estul Bucureștiului. La manevrele din 1896, Carol I l-a invitat chiar pe împăratul Austro-Ungariei, Franz Iosef, ocazie cu care s-a și reînnoit tratatul cu Austro-Ungaria și a participat principele nostru, moștenitor Carol I, regina Elisabeta, reprezentanți militari ai principalilor țări și s-au făcut trageri cu armamentul din forturile de la Chitila, Mogoșoaia și bateria 1-2 Chitila. Realizarea aceasta a fost una dintre cele mai moderne din Europa. România își construise o capacitate modernă de apărare, iar de acum era un factor puternic de influență în zonă. Consecințele se văd în 1913, când s-a semnat pacea balcanică la București.
În 1914 începe primul război mondial, iar România rămâne neutră până în 1916. Până atunci, inexpugnabilele fortificații de la Liege și Anvers sunt spulberate de obuză. Puterea de foc a noilor echipamente de artilerie și distanța mare de tragere făceau forturile inutile. De aceea se decide dezarmarea cetății București. O greșeală, pentru că cetatea București a fost concepută pentru două mari obiective de către Carol I. 1. Să constituie pivotul activ al oricărei acțiuni militare de apărare a țării, pe orice direcție. Și un alt rol pasiv, acela de reduit al apărării, și se apreciază de către toți specialiștii din epocă că o armată intrată în cetate ar fi restat cel puțin 2 săptămâni, răgat suficient pentru organizarea unui alt aliment de apărare. Tunurile cetății București sunt puse pe afeturi construite la atelierele Grivița și sunt create astfel 3 regimente de artilerie. Între timp, România intră în război. Trupele germane, conduse de feldmareșalul August von Mackensen, înving armata română în luptele din noiembrie-decembrie 1916 duse pe râurile Neajdor și Argeș, urma Bucureștiul. În planurile de campanie, germanii nu și-au propus atacarea frontală a Bucureștiului. În memoriile sale, feldmareșalul Ludendorff chiar spune acest lucru, pentru că aveau să constate că nici serviciile lor secrete nu au cunoscut că cetatea București a fost aproape în totalitate dezarmată încă din 1915. Fără fortificații operative, Bucureștiul este declarat oraș deschis, iar trupele germane intră în capitala României fără luptă. Astfel, cetatea București cade, fără a fi folosită vreodată. După război, cetatea București rămâne în administrarea armatei și este folosită în special ca depozit de muniții. Însă, tocmai acest lucru face ca unele baterii și forturi, Nogoșoaia, Bragadirul, Chiajna, Cățelul și Domnești, să sară în aer din cauza autoaprinderii pulberilor explozive. Astăzi, 15 baterii și forturi sunt în administrarea armatei, Ministerului de Interne și Jandarmeriei. Restul se află teoretic în administrarea primăriilor localităților din jurul Bucureștiului, dar au fost abandonate, ori sunt folosite ca depozite temporare pentru firmele care au apărut pe șoseaua de centură. O situație aparte o are bateria Măgurele, care a fost depozit de materiale radioactive. După Revoluție, paza armată a dispărut, la fel și gardurile, sârma ghimpată și panourile ce avertizau că zona este contaminată. Locul a devenit un spațiu public pentru amatorii de distracții duminicale. Acesta este un contor Geiger cu care se măsoară nivelul de radiații. Măsurăm în acest moment radiațiile de pe fortul 14-15 Măgurene. Nivelul de radiații deasupra fortului este normal. Să vedem acum cum este înăuntrul fortului. În labirintul clădirii, pe ziduri, sunt singurele semne de avertizare care au rămas și astăzi. Deșeurile nucleare au fost luate din încăperile fortului, însă pereții sunt contaminați. Aparatul Geiger arată că nivelul de radiație este de 3 ori mai ridicat decât afară. A piuit. 0,30. De la 0,30 încolo e periculos. Cu toate că fortul este înconjurat de maluri de pământ abrupte, iar bariera de vegetație este aproape de netrecut, spre surprinderea noastră, în timpul filmărilor au apărut turiști. Așa au aflat și ei despre trecutul radioactiv al fortului și la ce pericole se expun. Da, consider că dacă ești în trecere, aproximativ un minut, două, nu cred că ar putea dăuna corpului uman așa, o astfel de radiație. Dar pentru o perioadă mai lungă de timp, da, consider că este un monument istoric și ar trebui amenajat și s-ar putea câștiga bani frumoși. Important este însă că forturile, iată, atrag turiști. Potențialul cetății București a intrat recent și în vizorul autorităților române. Ministerul Turismului intenționează să transforme forturile în obiective turistice. Avem câțiva pași, să zicem, începuți, da? Una din ele este să vedem cum putem valorifica un obiectiv turistic în plus, față de clădirile istorice, muzeele și tot ce au. Promovarea turistică aparține și administrației locale dacă vor să aibă sursă de venit. Deja s-au făcut și calcule privind costurile de restaurare. Spre exemplu, bateria 1-2 de la Mogoșoaia, o evaluare grosomodo, în jur de 1 milion de euro. Aici, pentru bateria 1-2, a fost propus crearea unei expoziții permanente cu tema Centurii Fortificate a Municipiului București. S-a propus crearea unor spații de expoziții temporare, crearea unei cafenele, a unui parc tematic. Deși este greu de crezut, în acest moment cetatea București nu are statut de monument istoric. Ministerul Culturii ne-a transmis că va repara cât de curând această eroare istorico-administrativă.
În 2010, Ministerul a început procesul de clasare pentru 31 de fortificații ale cetății București. Până acum, doar Fortul 13 Jilava a încheiat procedura și urmează să devină un memorial al deținuților politici, precum cel de la Sighet. Cetatea București este acum abandonată, inundată sau folosită ca depozit de gunoi. Construcțiile care uimeau lumea în urmă cu 120 de ani, cu greu mai pot fi salvate astăzi. Cu toate acestea, acum, știind povestea lor, poate că valoarea istorică va conta mai mult pentru cei care le calculează valoarea de piață. Sunt Cristian Răuțu, pe curând. Am ales pentru această ediție a reportajelor telejurnalului o maximă care ne îndeamnă să gândim serios. Îi aparține celebrului om de știință Albert Einstein și sună așa. Nu știu cu ce fel de arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranță cel de-al patrulea va fi luptat cu bețe și pietre. O seară frumoasă vă doresc!